Pray. I just wanted to really keep this song in our mind, what we're saying, you know, Ce mare ești tu, how great are you, Lord. And do we truly believe that? Of course we do, because we know how great God is. We know how amazing he is, that he created this whole earth, and he created the sun and the moon, and he created the waters, and he created the grass, and he created us. And he just loves us so much. Like the chorus says, his love, it reaches to the heavens. And even though we mess up, and even though we go through certain times where we may not be as close to him, his love is still reaches the heavens. He's just such a great God, and I just want us to go into a prayer and just thank him for being the God that he is to us. Amen. Doamne, mulțumesc că ne-ai păzit. Doamne, thank you for this. Îți mulțumim că ești Dumnezeul nostru. Îți mulțumim că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim că suntem copiii tăi. Îți mulțumim, Doamne, că ce am fost născuți nu din carne și sânge sau din voia firii unui om, ci am fost născuți din tine, prin jertfa Domnului Iisus pe Golgota. Doamne, îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim.
stare, Doamne, de rugăciune, Dumnezeule, de căutat pe Tine, Doamne, fața Ta, Doamne, ajută-ne, Dumnezeule, Doamne, să nu ne lași, Doamne. O, îți mulțumesc, Dumnezeule, Doamne, că mă asculți, Doamne, de rugăciune, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ai plecat urechea Ta către noi, Dumnezeule. Și ne-ai ajutat, Doamne, să putem să vedem, Doamne, mâna Ta peste noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântările, Doamne, care Tu ne-ai dat, Doamne. Te rog, Doamne, să ne ajuți, Doamne, mai departe, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne. This is my desire to tot puternic.
Tatăl, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu, cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în al Tău Sfânt nume. Ești mila și dreptate, pe cruce ai murit, să aduci mântuire. Ai coborât în moarte, în gloria ai înviat, în veci ești înălțat. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu, cred că este o înviere, când vom trăi în veci, dar eu cred în al Tău Sfânt nume. Dar eu cred în El, dar eu cred a înviat, dar eu cred Iisus Hristos e Domn. Nașterea din nou, cred în părtășia sfântă, biserica e aici, cred că este o înviere, Hristos va reveni, vom fi cu El, doar crezând în Iisus. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu, cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în al Tău Sfânt nume. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu, cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în al Tău Sfânt nume. Cred în Dumnezeu ca Tată, în Iisus Hristos ca Fiu, cred în Duhul ce dă viață, în Dumnezeul viu, cred că este o înviere, că vom trăi în veci, dar eu cred în al Tău Sfânt nume. We truly believe in God. We truly believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Then we believe that the miracles that God used to do in the Old Testament is real. We believe that He can heal us. He can heal us, and we don't have to go to the doctor. You believe that? Do you believe that God can do that? Do you believe that when we are having problems at our job, when we are having problems in our family, when we are having problems, God's there, God's listening? It's like we sing, we believe in the Father, we believe in the Son, we believe in the Holy Spirit. We believe that God can give us gifts if we just ask. If we believe in this, then let's just go before Him and pray, Lord. Thank you, God, so much.
tonight. You are close like no other. I've known you as a father. So, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Dumnezeule cerești, Dumnezeule mare, Dumnezeule bun, Dumnezeule sfânt, Dumnezeule curat, Dumnezeule plin de lumină, plin de dragoste, plin de iertare. Doamne, calea mea a putut să fie în lume, Doamne, te-ai îndreptat Tu către ce, Doamne? Am putut, Doamne, să fiu plin de păcate, Dumnezeule, dar Tu m-ai iertat, Doamne. Sângele Tău a curs peste noi. Ai murit pentru noi să fim ridicați, Iisuse. Noi nu merităm, Doamne. Te rog, Dumnezeule, ne trebuie puterea Ta, Doamne. Duhul Tău ce sfânt, Dumnezeule, să ne îndrume, Doamne, să ne conduce mai departe, Dumnezeule. Nu ne lăsa singuri, Doamne, că puterea Ta e slab, Dumnezeule. Cât de bun ești Tu, Dumnezeule, că lucrezi cu noi, Doamne, că ne-ai promis, Doamne, biserica noastră, Doamne, așa de multe lucrări frumoase, Dumnezeule. Și noi credem că Tu o să lucri în continuare, Doamne. Ajută-ne să avem credință în numele Tău, în puterea Ta, că și astăzi poți să vindeci și astăzi ai iertare pentru noi. Noi știm, Dumnezeule, că Tu ești de partea noastră. Ajută-ne, Doamne, să fim vase curate pentru lucrarea Ta. Ajarindă-ne-ndo! Nu ne lăsa, Dumnezeule, să fim murdari, Doamne! Toarne Duhul Sfântul Tău peste noi! Dă-ne darul, Doamne, din cer, Doamne! Să facem lucrările Tale! Că nu pentru noi ne-am adunat aici! Nu pentru noi suntem aici, Doamne! Nu pentru noi suntem viu, dar pentru Tine, Doamne! Pentru lucrarea Ta care Tu ai dat-o pentru noi. Dă-ne putere, Dumnezeule. Te rog, Doamne, să binecuvântezi pe fratele Jason, Doamne. Să-i dai cuvânt, Dumnezeule. Să auzim glasul Tău prin el, Doamne. Să binecuvântezi pe fiecare, Doamne, care dă slujbă în seara aceasta. Să binecuvântezi biserica aceasta, Doamne. Fiecare persoană, Doamne, individual, Doamne, să lucrezi la inima lor, Dumnezeule. Te rog, Doamne, deschide, Doamne, sufletul nostru, Doamne, să zboare către Tine, Dumnezeule. Să simțim prezența Ta, Doamne. Să ne dai un foc, Doamne, care niciodată o să stinge, Doamne. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că n-ai luat din lume și n-ai făcut curat, Doamne.
Și ne-ai dat un lume nou, Dumnezeule. Îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai făcut ca o familie, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să fim uniți, Dumnezeule. Să mergem în continuare înainte, Doamne, pe cale care Tu ai preparat pentru noi, Dumnezeule. Ajută-ne, Doamne, să fim fără vină, Dumnezeule. Când Tu ne chemi acasă, Doamne, să fim noi pregătiți, Dumnezeule. Că și în seara aceasta putem să murim, Dumnezeule. Dar nu contează că Tu ai biruit peste moarte. Și nu avem nicio frică, Dumnezeule. Că noi știm dacă în seara asta plecăm, venim la Tine, Doamne. Venim în cer, la slava Ta, Doamne. Cât de puternic ești Tu. Și astăzi, Doamne, eu știu că ești viu. Și astăzi eu știu că Tu lucrezi. Eliberează-ne, Doamne. Eliberează-ne de lanțuri care ne ține pe pământul acesta. Eliberează-ne, Doamne, de duhuri rele, Doamne, care vrea să strică lucrarea Ta. Eliberează-ne, Dumnezeule, din starea aceasta, Doamne. Ridică-ne Tu, Doamne, că numai Tu cu mâna Ta poți să ne ridici din groapa aceasta. Numai Tu poți să ne aduci, Doamne, la odihnă. Numai Tu poți să ne dai pace, Doamne. Numai sângele Tău poate. Numai sângele Tău are putere. Îți mulțumesc, Doamne, că ne asculți, Dumnezeule. Așa de multe cauze, Doamne. Așa de multe suflete, Doamne, care-s pierduți, Dumnezeule. Și în biserică, Doamne. Ai milă, Dumnezeule. Adună-le pe toți la biserică, Doamne. Adu pe toți, Doamne, care-s pierduți în lume la Tine, Doamne. Te rog, Doamne, să fie milă de ei, Doamne. Cum Ți-ai făcut milă de noi, Doamne. Că noi nu am meritat mai mult decât ei. Noi nu merităm, că și noi suntem răi. Numai prin Tine suntem buni, Dumnezeule. Numai lumina Ta poate să ne schimbă, Doamne. Te rog, Dumnezeule, ajută-ne, Doamne, să rămânem în o stare, Doamne, de închinare, Doamne, că Tu meriți, Dumnezeule. Așa de multe lucruri mari ai făcut pentru noi, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să avem o inimă, Doamne, deschisă la Tine, Dumnezeule. Îți mulțumesc că ne asculți, Doamne, că întotdeauna când îți cerem ceva, ne dai mai mult decât ne trebuie, Doamne, că ești bun. Să rămâi cu noi, Doamne, peste seara aceasta, Doamne. Să ne binecuvântezi cu prezența Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ești bun și mila Ta e mai mare decât oceanul. Tu să fii lăudat în veci de veci. Amin. Welcome, Hosanna Church, in the house of the Lord. I'm so happy to see a lot of familiar faces and a lot of guests today. So let us do our Hosanna tradition and go around and shake some hands and give some hugs. And God bless you all for being here.